Bine m-am găsit la un nou episod în care vreau să prezint încă o mașină adusă la comandă. E bine, asta este una dintre cele mai cerute mașini și mie îmi plac foarte mult modelele astea și le-am tot lăudat și promovat că de mult s-a putut. Și asta nu datorită faptului că sunt Renault și știți că sunt fan Renault și dacă am cum încerc să promovez și altceva. Și pentru că în ultimii ani oamenii au început să cumpere din ce în ce mai mult mașinile de genul ăsta, este cerință pentru ele, însă pentru orice mașină, în funcție de dotări, kilometraj, având în vedere și prețul de nou, trebuie să plătești prețul corect și să nu cauți chilipirul, pentru că de cele mai multe ori chilipirul te va costa mai mult într-un final. Aici avem un Renault Megane 3 din 2012, echipare GT Line, cu destul de multe cele dotări, adus la comandă, veți găsi pozele cu el din Germania și de când a ajuns în descrierea acestui clip pe Instagram. Și hai să trecem la prezentare. Asta este cartela, are două cartele, descuiat, încuiat, aprindere lumini și deschidere haion. Că tot am vorbit de lumini, mergând în partea din față, mașina e echipată cu farul cu xenon și spălător de far, avem senzor de parcare față, proiectoare, jantele specifice de GT Line, care sunt pe 17, 205-50 pe 17 și arată cam așa. Sunt tot 2019, săptămâna 12-a. Albul ăsta perlat dă foarte bine pe mașina asta, e o culoare destul de interesantă, dar poate puțin cam pretențioasă când vine vorba de revopsiri. GT Line și aici, cam așa arată și de aici. Caușucurile sunt în stare bună și mai au ceva carne. Dar mașina asta și costa ceva și vă rog să ziceți în comentarii cam cât credeți că a costat. Parbrizul este în stare bună, dar văd că a fost schimbat în 2020. Avem plafon panoramic trapă. Avem keyless. La interior arată cam așa, o să mergem mai mult la interior când o să o pornim să vedem exact cu ce se laudă la interior. Materialele astea pe aici s-au păstrat destul de bine, geamuri și față spate, reglaje pentru oglinzi și astea pe aici arată bine. Avem încălzire în scaune, scaunele arată bine de obicei, asta este zona cea mai expusă. Panoramicul împărțit în două părți. Avem comenzi pe volan, start-stop, luminozitatea opositare acolo, ceasurile specifice de GT Line, navigație, clima pe două zone, frână de mână electrică și aici la prag la fel. Avem stickerul GT Line. În spate arată cam așa, avem o cotieră ce este echipată și cu cup holdere. Avem o tentă pe spate de folie, să zicem. Asta la fel arată bine pe aici. Mașina are 150.000 de kilometri, adică nici nu prea ar putea să aibă o uzură foarte mare. În spate jantele arată cam așa, însă e destul de stată mașina pentru că a avut un preț corect după părerea mea și probabil toți care sunau la ea o vreau pe preț de nimic și de asta probabil a și stat ceva la vânzare. Avem și aici la fel sigla de GT Line, bine, astea se și pot pune foarte ușor. În spate arată cam așa, este un break destul de spațios, gura de încărcare e suficient de generoasă astfel încât să poți să depozitezi și să cari tot ce ai nevoie, zic eu. Iar eu zic că cerința pentru mașinile astea e destul de justificată pentru că sunt mașini bune, motoare mici, taxe mici, senzori de parcare și pe spate, iar la varianta GT Line avem și un mic difuzor acolo jos. Cam așa arată și de aici. Sunt mașini bune și au început să crească foarte mult în ultimii ani. Așa arată și aici. Astea sunt jantele specifice pentru varianta GT Line. Și cam așa arată și din unghiul ăsta. Da, sunt destul de rare cu xenon, cu GT Line, panoramic, navigație. Are marea majoritate a dotărilor. Cred că singurele ce lipsesc ar fi camera marșalier și sistemul audio Bose, dacă nu mă înșel. Dar în orice caz, pentru anul ei de fabricație și echiparea care este prezentată, are destul de multe cele dotări. Așadar, hai să intrăm și la interior să vedem exact cu ce se laudă acest Megane. Și bineînțeles, dacă aveți unul în familie, puteți zice și voi în comentarii dacă sunteți mulțumiți și dacă ați avut probleme, ce probleme ați avut. Am uitat să menționez, este motorul de 1.6 DCI, 130 de cai, pentru că marea majoritate cumpără 1.5. E cu duș întors, aici e o distribuție pe lanț, dar are mai mulți kilometri, mai mulți cai și depinde fiecare ce vrea de la mașina lui. Într-adevăr, cel mai bun și cel mai durabil probabil este 1.5, dar nici asta nu cred că sunt rele. Bun, hai să mergem la interior.
Bun, și la interior, după cum am stat interior, astea sunt scaunele care sunt în stare foarte, foarte bună. Hai să vedem ce a primit neamțul în 2012. Cam asta este priveliștea de la volan. Ceasurile sunt schimbate, sunt pentru Renault Sport, cum s-ar zice. Avem navigație, avem climă pe două zone, avem aici toate setele pentru Bluetooth, cutie manuală în 6 trepte, setele pentru navigație și tot ce ține de navigație, frână de mână electrică, pilot automat, limitator de viteză, panoramicul, ce poate fi deschis și până în spate, o să vă arăt imediat cum o și pornim. De aici setezi viteza pentru pilot automat, de aici dai resume sau off, comenzile pe volan pentru audio sunt aici. Are 153.000 de km și o să vă arăt ca și idee. A avut o viteză medie de 25 la oră, deci cred că s-a mers în oraș cu ea. Și o viteză, un consum mediu de 6,5. Să zicem că ar putea ajunge și la un 5-6% la drum lung fără probleme prea mari. Dar din nou, e o mașină care, după părerea mea, își merită banii, este fiabilă, trage cu casa. Impozit mic, taxe mici, adică eu zic că nu o să ai mari probleme cu ea. Și mașina asta mi se pare compromisul perfect, pentru că ai ceva spațiu, ai un motor bun, ai mecanici, ai dezmembrări. Și în general problemele la Renault-urile din generația asta nu prea sunt pe motoare și pe cutii, ci mai degrabă pe electrică, cum a fost și pe modelele mai rare, adică de cele mai multe ori motoarele duc mult, însă mai pică un senzor, mai pică un bec care se arde, nu știu, ceva care poate nu este suficient de deranjant și probabil poți să mergi cu mașina în continuare. Așadar, hai să o și pornim, să vedem cum sună motorul ăsta și să vă mai prezint puțin la interior, deși este o mașină comună pe care marea majoritate probabil o știe și sunteți familiarizați cu ea. Hai să vedem care este treaba cu motorul. Și bineînțeles, cum este cel mai bine unui Renault, haideți să vedem fanii Volkswagen, Audi și alte mărci, cu capota ridicată, bineînțeles, și cam așa arată motorul de 1.6, 130 de cai, nivelul antigelului este ok. În principiu sunt motoare bune, la fel ca și cel de 1.5. Acum depinde foarte mult de exploatare, depinde cum e condus, unde e condus, când îi se schimbă uleiul, filtrele și cum se schimbă și ce calitate se folosește, dar în principiu sunt motoare bune. Nu știu, am prieteni care au motoare de genul ăsta pe dube și sunt foarte mulțumiți de ele, adică ajung la jumătate de milion fără investiții foarte mari. Mașina asta, după cum am zis anterior, a costat ceva, dar din nou se plătesc kilometri, se plătesc dotările, pentru că și de nou a costat ceva. Avem 1.6, 130 de cai, hai să vedem cum sună și dacă ne va permite timpul, poate o să dăm și o tură cu ea, să vedem exact cum se conduce. Abia și-am terminat RAR-ul cu ea, ce am fost la RAR și găsiți pe Instagram, am pus niște story-uri cu ea de acolo, din nou acolo sunt cam cel mai activ. Inginerie franțuzească, se verifică funcțiile, este pe liber, avem aprinsă cheița pentru că vor fi mulți în comentarii, mulți mecanici, este probabil de la un senzor de parcare pe față sau de la revizie, apare și check vehicle acolo, dar mașina merge, adică nu are nicio problemă, trage, nu întrerupe și hai să vedem cum sună. Bun, și hai să ascultăm motorul ăsta de 1.6 cu distribuție pe lanț de la Renault. Bun, și cam asta e sunetul motorului, cam așa sună 130 de cai puternici de la Renault. Cum ar zice unii, am văzut în comentarii și mai peste tot se folosește vorba caii de Renault sunt cai de Renault, caii de BMW sunt cai de BMW. Aici avem farul cu xenon, din ce văd eu lumina e destul de naturală, deci probabil sunt xenoanele originale și nu cred că au probleme. Spălătorul ce vine la pachet cu xenonul, probabil cel mai recomandat ar fi să îi se facă o revizie acum, însă trebuie să recunosc că pe alb ăsta perleat chiar arată foarte bine și având în vedere kilometri, v-am zis, chiar sunt curios să ziceți în comentarii cam cât credeți că a costat mașina asta și pentru că știu că românul îi place să negocieze, la mașina asta nu prea să negocia mare lucru raportat la prețul ei, că probabil și dealerul din Germania a știut
cum merge mașina, cum se prezintă. Până la urmă și cauciucurile astea costă niște bani, clima îi merge, adică investiții foarte mari nu sunt de făcut. De asta de multe ori un chilipir s-ar putea ca într-un final să te costă mai mult decât o mașină mai bună. Dar GT Line-ul ăsta într-adevăr arată mult mai bine. Își merită banii, dar sunt ceva mai rare și bineînțeles sunt ceva mai scumpe. Eu zic că un GT Line bun, fără 6500-7000, nu cred că se cumpără la cum este piața acum. Și din nou depinde de kilometri, deși mașinile astea duc destul de mulți kilometri, însă pentru mine n-ar fi un impediment dacă aș cumpăra 1.5-1.6 DCI, chiar dacă ar avea și 300.000 de kilometri. Impedimentul ar fi probabil dacă aș vinde în România, pentru că se știe foarte bine faptul că multă lume este speriată că atunci când mașina are peste 200.000, e clar că nu o să mai pânească, nu o să mai meargă, nu o să mai fie funcțională și așa mai departe. Bun, dacă aveți un Renault din ăsta în familie, puteți să încerci și mie în comentarii. Dacă sunteți mulțumiți de el, de ce, dacă nu, de ce. Dar în principiu le consider foarte fiabile și consider că merită bani, adică raportul preț-calitate este foarte bun la o mașină de genul ăsta. Aștept pe voastre în comentarii pozele cu ea din Germania și de când a ajuns, le găsiți pe Instagram pe care l-aveți în descriere. Iar noi ne vedem la următoarele episoade. Vă salut!